o pereche de brac maherminat deschis. Această rasă este specific pentru penaj, nu e pentru carne sau ouă. E frumoseț. Am și eu pentru incubare, vânzare. Și pentru mai multe detalii, sună la numărul afișat. Am și, am și cocoș de vânzare sau bine. Ordei! Acesta din stânga, cocoșul a fost participat la expoziția de la Cluj. Cu 95 puncte am luat punctaj. Păi stai că e campion atunci. Nu zici, eu mai... Mai am exemplare de vânzare. Mai am încă 2 cocoși de vânzare. Și puicuțe. Această rasă este mai mult pentru decor. Pentru cum se înțe. Aceștia sunt niște pui de brac maherminat deschis. Părinții am filmat mai devreme. Sunt și de vânzare. 15 lei bucata. Vă pot da și inele, în caz că se pot cumpăra. Inele să pun după 2 luni sau 3. Acum sunt prea mici. După câte zile? Da, uite că nu se pot pune. Și sunt vaccinat de parazitat. Ce vaccine să fac la aceste păsări? Da, să... Băi, nu mai știu numele, spun drept. E de la greu. Un nume așa mai complicat? Complicat, dar nu știu să-l pronunț. Pentru ce? Păi, deci sunt e pentru păduchi, pentru... și pentru boli. Și... la 3 luni, 4 se pot da 5 pastile pentru imbrici. El cât timp are? 3 săptămâni. De ce îți place această rasă de găini? Păi sunt frumoase. Nu am un motiv anume. Dar sar mai bine, nu? E mai frumos. Pentru mine e mai frumos decât toate celelalte rase. Dar nu e o rasă ca să, nu știu, pentru carne, ca să, sau pentru ouă. E mai de frumusețe.